După 650 de kilometri, aproape 700, într-o zi, în mașină, am ajuns în A Coruña. Inițial ne gândeam că A Coruña o să fie ultimul oraș vizitat din itinerariul de pe Costa del Nord, ultimul punct, să zic așa. Însă planurile ni s-au schimbat. Asta pentru că în San Sebastian s-a strica destul de tare vremea și se anunțau câteva zile cu ploaie și noi ne-am decis să plecăm mai departe. Pe toată coasta ploua, mai puțin în regiunea Coruña, așa că am plecat și suntem destul de obosiți pentru că vă dați seama, distanța a fost destul de lungă, însă într-adevăr aici soarele este puternic, ne putem bucura cu adevărat de oraș, putem vizita. Am parcat mașina în zona Aquarium. Acolo este o parcare gratuită. Am ajuns la plaja principală a orașului, care nu mă impresionează foarte mult pentru că este o plajă cu un aspect așa un pic industrial, pentru că văd doar ciment, doar culoarea apei o remarc a fi foarte frumoasă, o să vă arăt imediat. Însă, v-am spus, plaja, nu știu cum are nisipul sau nu, însă foarte mult ciment, pare puțin industrială. Nu cred că o să rămânem la plaja aici, mai ales că am descoperit una foarte, foarte frumoasă pe care o să vi-o arăt mai încolo. Sunt momentan pe Paseo Maritimo, o să vă arăt imediat plaja și ne îndreptăm către zona centrală a orașului A Coruña, mai exact Plața Maria Pita. Este pentru prima oară când merg și eu acolo, așa că nu știu la ce să mă aștept. Vreau să vă arăt puțin plaja și apoi din centrul orașului. Aceasta este plaja principală a orașului. Chiar dacă apa este curată și are o culoare frumoasă, plaja pare destul de industrială din cauza faptului că îi lipsește elementul natură. Noi o să ne îndreptăm acum înspre centrul orașului, înspre Plaza Maria Pita și să petrecem seara acolo, urmând ca mâine să vizităm o altă zonă a orașului, mai exact farul Hercule, care este foarte aproape și de locul în care am parcat. Și se pare că acest far este cel mai vechi far care se află încă în funcțiune, încă funcționează normal. Este cel mai vechi construit, este totodată și cel mai vizitat obiectiv aici în A Coruña și o să-l vedem și noi mâine, respectiv mai târziu în acest vlog.
Salutări! Sunt la Torre de Hercules, unul dintre obiectivele turistice principale aici, în A Coruña, și cel mai vechi far care se află încă în funcțiune. O să-l vizitez. Momentan sunt în zona liberă a turnului, a farului, însă îl voi vizita și în interior. Se poate urca către vârful acestuia. Am plătit un bilet de intrare de 3 euro pentru a urca. Se pare că nu există lift, bineînțeles, fiind un far foarte vechi, și va trebui să urc 234 de scări. Vedem cum va fi experiența, nu știu la ce să mă aștept. Până atunci o să mai filmez de aici din zonă, pentru că intrarea o am la ora 2, într-o oră și ceva. A fost cea mai rapidă oră pe care am putut obține. Și o să mai filmez puțin zona aceasta liberă, să vedeți cum este, care este atmosfera, și să vă mai povestesc câte ceva din impresiile mele despre orășelul în care ne aflăm acum, în A Coruña. Vedem și o statuie aici la intrare și acolo în spate se află Torre de Hercules, monumentul pe care îl vom vizita astăzi. Câteva impresii personale despre A Coruña. O să încep prin a vă spune că inițial, când am ajuns, prima impresie nu a fost chiar cea mai bună. Orășelul părea puțin industrial, foarte multe blocuri, așa gri, fără nicio culoare, nu avea niciun farmec deosebit și chiar pasei maritim părea destul de sec, de șters. Nu, prima impresie chiar nu a fost cea mai bună și nu știam exact dacă o să ne placă sau ar trebui deja să ne reorientăm către o altă zonă. Însă seara i-am dat o șansă și am ieșit prin centrul vechi, care ușor-ușor, după ora 8 mai exact, a început să se animeze. Inițial, noi când am ajuns la ora 7, părea destul de pustiu, iar de la ora 8 a început să se animeze, a început să se umple terasele. Chiar era foarte drăguț. Am fost în Plaza Maria Pita, unde am văzut un concert de muzică spaniolească, un concert live. Nu știu exact cum se numește cântărețul, probabil o să caut pe YouTube, pentru că am reținut câteva dintre titlurile melodiilor de aseară și mi-a plăcut muzica tradițională spaniolească. Și a fost un concert interesant, mai ales că solistul vorbea destul de mult între melodii și povestea că acest concert are o încărcătură emoțională destul de puternică pentru el, fiind primul său concert de după carantina de COVID, cam primul după 5 luni fără activitate. Și concertul de aseară l-a dedicat bunicului său, pe care l-a pierdut din cauza virusului. Deci chiar a fost așa emoționant, a fost drăguț, a fost un moment special. Și am încercat și vreo două restaurante și când zic asta mă refer la faptul că am stat câte jumătate de oră în fiecare doar pentru a gusta ceva pinchos, platourile acelea micuțe. Am vrut să luăm câteva diferite în fiecare loc și am încercat vreo două. A fost drăguță experiența. Sincer vă spun că mi-a plăcut mai mult ce am mâncat în San Sebastian și aici felurile de mâncare mi se păreau
un pic mai, nu neapărat seci, însă foarte multă prăjeală. Și totul se servea cu cartofi prăjiți, un pic mai turistic, aș putea spune. În San Sebastian erau platouri mai deosebite, mai tradiționale, fără a se insista foarte mult pe prăjeală. A fost ok, a fost foarte, foarte ok. Către seară am descoperit și zona portului, care ne-a plăcut foarte, foarte mult. Cred că am prins un moment bun al zilei, pentru că luminile se vedeau absolut senzațional. Chiar am surprins portul într-un moment foarte drăguț, ați văzut și mai devreme în imaginile postate. Uitați cât de frumos se vede aici. Zona este destul de întinsă, eu am biletul într-o oră, însă nu mă voi plictisi pentru că intenționez să ajung și în partea aceasta. Iar apoi turnul se află abia în spate de tot. Revenind, v-am spus, prima impresie a Coruña nu a fost cea mai bună, însă înspre seară totul s-a schimbat, am descoperit centrul vechi, am descoperit portul, mi-a plăcut foarte mult, am avut o seară plăcută cu mâncare tradițională și un concert cu muzică live, de care nu știam în prealabil, am descoperit că aveau niște sărbători locale în Plaza Maria Pita și a fost o surpriză, bineînțeles, foarte plăcută. Către seară, temperaturile s-au schimbat destul de mult, chiar s-a făcut frig, era foarte frig seara, cred că au scăzut undeva la 15 grade, dacă nu mă înșel, că nu am verificat, însă se simțea destul de frig. Și astăzi bate puțin vântul. Noi vrem să mergem și la plajă, însă nu este vreme de plajă neapărat. Însă o să încercăm. După amiază poate se face un pic mai cald și reușim să mergem și la plajă. Pentru că mâine vom schimba destinația. O altă surpriză plăcută aici în A Coruña a fost faptul că sunt foarte multe parcări, foarte multe locuri de parcare și mai mult decât atât sunt gratis. În San Sebastian știți că am plătit 4 euro pe o oră și jumătate de parcare. Ei bine, aici, în toată zona centrală, toată zona de lângă plajă, pasajul maritim, aici la Torre Hercules, parcările au fost gratuite și am găsit multe locuri libere, ceea ce a fost foarte ok, pentru că nu ne așteptam. De obicei, în orașele mai mari, parcările se plătesc și sunt și destul de greu de găsit locurile libere.
urc scările și este foarte dificil pentru că trebuie să o fac cu mască. Mai mult decât atât, mi-au dat ei o mască pentru a se asigura că cea pe care o aveam eu este bună. Se împărțeau măști pentru toată lumea. Am obosit. Sunt în fruntea grupului pentru a putea filma și a vă arăta și vouă. Și sunt sigură că priveliștea de sus o să fie spectaculoasă. Și ajungem la terasă. Aceasta este priveliștea de la Torre de Hercules. Vântul este foarte puternic, abia reușesc să țin telefonul. Deja nu-l mai am în ghimbal, îl țin cu mâna, pentru că, vă spuneam, este un vânt foarte puternic. Cam atât de la Torre Hercules. A fost o vizită interesantă. A fost o vizită destul de obositoare pentru că a trebuit să urc toate acele scări de care vă spuneam mai devreme, purtând mască și da, a fost puțin obositor, însă s-a meritat. După cum vedeți, turnul este foarte înalt și priveliștile de sus sunt super. Nu am putut sta foarte mult din cauza vântului. A fost un vânt destul de puternic, iar eu în mânecă scurtă am înghețat. Inițial, vizita este ghidată. Există un ghid la intrare care vă povestește câte ceva despre istoria locului, despre legenda turnului și de ce se numește așa. Și să vă spun eu pe scurt, se pare că aici în Galicia, Hercule a trebuit să se lupte cu un gigant. Și după 3 zile de lupte, Hercule l-a învins, i-a tăiat capul și l-a îngropat la baza acestui far. Acest obiectiv turistic este unic în lume pentru că este cel mai vechi far ce poartă rămășițele autentice de acum mii de ani, însă este cel mai vechi far care se află încă în funcțiune, pentru că mai există faruri în lume cu rămășițe romane, însă acelea au ieșit din funcțiune. Din această cauză, farul de aici, din A Coruña, este unicat. Cam atât din acest loc. Sper că v-a plăcut, lăsați-mi un comentariu dacă vi s-a părut interesant vlogul din A Coruña. Salutări! Și numai bine!